Să începem să chiar punem conținutul de care avem nevoie în pagină. În primul rând, o să punem imaginea principală. Dacă ne uităm în structura noastră, avem un rând jos pe care îl vom păstra pentru citatul acesta, codul de bare, informațiile despre redacție. Uh, și avem toată zona asta de sus, unde vine sigla, trimiterile și titlul uh, principal de pe această pagină. Uh, iar imaginea va veni din rândul al cincelea până la penultimul. În folderul nostru cu poze, imaginea mare se numește fotodeschidere.com este un fișier de Photoshop. Cum ziceam, dacă nu aveți Photoshop, nu veți putea deschide această imagine, dar InDesign nu are nicio problemă să lucreze cu acest fel de fișiere și le poate afișa și le poate folosi și dacă nu le puteți deschide. Deci nu e nevoie să dați dublu click pe ele, doar trageți acest fișier și plasați-l în zona asta. Uh, Uitați-vă cu atenție la cursor. Această structură pe care am creat-o noi aici este foarte importantă, și totul trebuie să se alinieze cât se poate de bine la coloane și rânduri. În momentul în care cursorul mouse-ului devine alb, înseamnă că ceea ce urmează noi să desenăm va fi prins magnetic de liniile astea de ghidaj pe care le avem noi pe foaie acum. Deci, nu dați un pic mai încolo de coloană sau de rând, pentru că nu e bine. Trebuie să fie aliniat exact cu colțul unde se întâlnește coloana și rândul. Și aia puteți să observați că se va întâmpla când cursorul devine alb. Și dacă nu faceți asta, apoi poate fi mutată, dar este foarte important ca alinierea să fie la milimetru este puțin spus, la miime de milimetru corectă, pentru ca totul să arate bine și profesionist. Deci eu o să dau click aici și o să trag caseta asta până la marginea cealaltă și vedeți că de fapt este mai lungă imaginea decât spațiul care este alocat. Nu e nicio problemă pentru că o să o decupăm puțin. Să, ups, am mutat o să, am mutat-o un pic din greșeală, am dat click și am tras, mă duc la edit deci ce- dau undo, sau scurtătură foarte important de reținut, foarte util de reținut, control Z. Merge înapoi și acum pot să vin aici și să prind de marginea de jos și să o trag fix până la rândul acela. Am mai stricat ceva aici, cred că N-am pus-o bine din start. Se întâmplă, este nevoie de mers înainte și înapoi, mai ales dacă vă sare mouse -ul. E chestiune de atenție la detalii și va trebui bibilit fiecare punct ca să iasă totul exact cum trebuie. Vin și trag din nou în sus, încetuți. Dacă aveți mai mult control puteți să dați zoom să vedeți mai de aproape ce se întâmplă. Sunt mai multe feluri de a face asta. În principiu control plus de pe tastatură dă zoom in, control minus, zoom out. Sau țineți alt pe tastatură și din scrollul mouse-ului da, mergeți înainte și înapoi. Și în momentul în care sunteți foarte apropiați Ați rezolvat o problemă și vreți să vă întoarceți să vedeți imaginea de ansamblu, Control 0 vă potrivește imaginea pe. vă potrivește toată pagina pe ecran. E foarte important de reținut aceste scurtături, și este foarte important să țineți minte și să lucrați tot timpul la nivelul de detaliu de care aveți nevoie la un anumit moment. Deci nu uitați să dați zoom in. Nu lucrați totul văzând toată pagina și chinuindu-vă să nimeriți un milimetru în sus sau în jos. Dați control plus, dați alt și scroll până ajungeți să vedeți detaliile de care aveți nevoie și apoi întoarceți-vă să vedeți ansamblu. Bun. Acum că am pus imaginea asta, aș vrea să urc un pic Subiectul să zicem, ce se vede în imagine, să fie mai bine centrat, să nu avem atâta spațiu alb sus. Și atunci o să dau click pe cerculețul ăsta și o să, o să țin shift ca să nu meargă în dreapta sau în stânga, să, mă, să meargă doar în, în sus. Și trag în sus cât pot să mai centrez un pic fără să las margini albe jos, cum am făcut acum. Deci, așa. Deocamdată atâta. Dacă vreți să vedeți cum arată pagina fără tot scheletul ăsta, puteți să apăsați tasta W când nu editați text. Când editați text, evident, veți scrie litera W. Dar când nu editați text, apăsați tasta W și vă va arăta fișierul final. Cum, cum ar trebui să arate. Alternativa este ultimul buton din bara de unelte, puteți da click dreapta și să schimbați de pe normal pe preview. Și înapoi tasta W vă duce înainte și înapoi.